Salutare tuturor și bine ați revenit sau bine ați venit în primul rând pe noul canal de YouTube Analiza Tehnică SUA, unde aici voi analiza doar companii, acțiunile prețului pe companiile doar din America. Deja avem 10 videouri. Da, avem 10 videouri gata lansate, ei sunt făcute de anul trecut, inițial pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BVB. Acest canal inițial era denumit și Analiza Tehnică BVB și SUA, unde aici am postat atât analizele de la acțiunile la companiile din Bursa de Valori București, și destul de puține pe cele americane, pentru că am observat și am făcut-o în comunitate, am făcut un sondaj unde am întrebat dacă pe acest canal vreți să fie analizele și pe Bursa de Valori București și pe cea americană. Scorul a fost destul de strâns. Cei care vroiau doar analiza tehnică BVB, nu vroiau și pe acest canal să fie și alte companii în alte țări, și atunci am hotărât să fac un canal unic, în sensul că aici voi analiza doar companiile din America și nu le voi amesteca cu cele de la BVB. Și dacă așa ați vrut, așa am făcut, și pe de-o parte este bine, pentru că mulți care tranzacționează în afară, da, nu tranzacționează și pe BVB și invers, și mi s-a părut cel mai bun lucru să fac un canal separat, așa că cei care doresc și tranzacționează și pe bursa, doar pe bursa americană, îi invit să se aboneze, pentru că au o sursă de inspirație în plus în tradingul lor. Și eu personal prefer să tranzacționez mai mult pe bursa americană, pentru că oportunitățile sunt enorm de mari. Din câte știu eu, sunt vreo 4.000 de companii în America, atât pe NYSE cât și pe Nasdaq, și mai mult decât atât, eu tranzacționez CFD-uri și atunci pot câștiga bani și pe short, nu numai pe long, așa cum se câștigă la Bursa de Valori București, evident folosind un leverage, dar șansele de a câștiga bani și oportunitățile sunt mult, mult mai mari decât pe Bursa de Valori București. Și începând de astăzi, voi fi destul de activ și pe acest canal, așa cum sunt și pe canalul de Analiza Tehnică BVB, cât și pe cel de cripto. Bun. Astăzi voi analiza reacțiunea prețului la Moderna, și chiar cineva m-a întrebat acum vreo o lună de zile dacă pot să fac această analiză. Iată că a venit momentul, tocmai acest canal l-am deschis chiar astăzi, deja avem un abonat care este abonat și pe canalul meu de cripto, Analiza Tehnică Cripto, este tot al meu, și deja acest abonat de cripto s-a abonat și pe Analiza Tehnică SUA. Fericitări, parcă îl cheamă Conu, da, sau Atmanul, nickname-ul lui. Și revenind, astăzi vom analiza Moderna folosind o metodă specială, destul de dificilă, dar extrem de precisă, și anume Elliott Wave. Dacă nu știți despre ce este vorba, urmăriți până la capăt acest video. Evident, vă sfătuiesc să vă abonați pe acest canal, să dați un like la acest video dacă vă place această metodă, și să dați acel click pe clopoțel pentru a
primi notificări ori de câte ori postez un nou video. Puteți să intrați pe cele două canale care am spus, analiza tehnică BVB și analiza tehnică cripto, să-mi vedeți stilul. Deja aveți aceste câteva analize și puteți să votați și pe ele. Și haideți să trecem la treabă. LOTF presupune cumva etichetarea fiecărui creșteri și descreșteri, atât pe trend ascendent, cât și pe trend descendent, pentru că există o serie de reguli, o serie de paternuri și destul de multe reguli care trebuie respectate, dar în funcție de etichetarea acestor valuri, cum se spune în această metodă sau acestor segmente de preț din trecut, noi știm unde ne aflăm și, cel mai important, vom ști ce va face prețul în viitor. Cu aceasta, haideți să începem treaba, să începem această etichetare. Vom da puțin zoom mare și să vedem aceasta, că aici prețul a urcat, a coborât și haideți să începem această etichetare, cu care sper să vă obișnuiți cât mai repede. Deja celalți abonați de pe celelalte canale s-au învățat, s-au obișnuit, deja mulți dintre ei au început să înfure, în ghilimele, meserie, să înfure meserie și evident să câștige bani. Sunt deja abonați care câștigă chiar bani serioși, atât pe canalul meu, urmărindu-mă și intrând după analiza mea, fie pe cripto, fie pe acțiunile americane, fie pe cele de la Bursa de Valori București. Deci sunt extrem de mulțumiți de analizele mele și haideți să o să vă învățați cu aceste culori și aceste etichetări. Vom pune culoarea roșie, da? Eu folosesc culorile drapelului nostru. Stați să mă gândesc că și vor... trebuie de bifat aceste linii. Și avem 5 segmente de preț, avem 3 creșteri, avem o creștere, avem a doua creștere și avem a treia creștere și 2 descreșteri sau mișcări în lateral. Vom lăsa această parte că este mai puțin importantă. Ce este interesant, observați că Moderna, cel care face, compania care face vaccinuri, a fost a început undeva de la $19 în 2018 și s-a crescut până la $500, o creștere foarte frumoasă. Și haideți să mergem în această zonă. Nu putem să nu observăm acest triunghi corectiv specific acestui val 4, doar de dragul folosirii aceste metode. Întotdeauna acest val 4 mi arată că prețul va mai urca după ce el se va finaliza. Și avem cumva finalizat aceste 5 valuri. Evident că cei care au intrat la cumpărare începând de aici, oriunde pe acest trend ascendent și au ajuns în această zonă, au început să marcheze profitul, au băgat banii în buzunar și evident că în lipsa cumpărătorilor și creșterea vânzătorilor, prețul a început să scadă. Și observăm acest trend descendent care, din fericire, poate fi și el etichetat. Haideți să mergem pe graficul de H4 pentru a-l vedea mai bine. Și putem să dăm zoom mic, zoom in. Și haideți să-l și etichetăm.
Avem, de data aceasta avem 5 valuri în sens descendent, în trend descendent și anume le vom pune de culoarea galbenă. Avem 1, A, B, C, 2, 3, 4, 5. Vom coborâ vom pune sub mileniu, vom coborâ gradul, că așa se face. Respectăm teoria. Dăm OK. Observăm aici din nou pe alte 5 valuri. Și avem tot la fel. Avem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Da? E evident că aceste 5 sunt valuri, nu le-am pus de capul lor, ele formează un pattern corectiv numit zigzag și haideți să-l și etichetez. Poate pentru voi la început pare destul de dificil și nonsens ceea ce fac, dar credeți-mă că dacă mă veți urmări, veți vedea ce acuratețe are această metodă, vom pune primar, și cât de bine se respectă și cât de mulți bani puteți câștiga folosind această metodă de analiză. Vom pune o culoare, altă culoare, ce culoare să punem noi? Spunem un albastru, pentru că am spus că vom folosi culorile drapelului nostru național și avem roșu, galben și albastru. Bun. Din acest moment avem acest posibil potențial val 4, posibil ca el să se fi finalizat și avem, de exemplu, haideți să mergem pe graficul de. Hai să vedem, de 2 ore. Dăm zoom. Acest val 4 este format din acest ABC. Acest ABC. Și posibil ca acest val 4 să se finalizeze și să începem să coborâm în 5 subvaluri până la finalizarea lui 5 din C. Și am avea ceva de la acest gen. 1, 2, 3, 4, 5. Din nou vom coborâ gradul, vom pune intermediar, vom schimba culoarea și vom pune o culoare. Ia să vedem acest lila, acest violet nu e prea întunecat. Verde, da, verde ar fi bun, se vede bine. Și din punctul meu de vedere, cu condiția ca acest val 4 să se fi finalizat și să nu meargă în lateral, traseul acestei companii pe Moderna va fi acesta. Și de aici mă aștept la o creștere foarte, foarte mare. Aici se poate investi pe termen lung pentru cei care sunt investitori pe termen lung. Da, haideți să dăm zoom acum pe H4. Da, să dăm zoom complet, măcar acest segment, acest trend descendent, sau chiar cu totul vom lăsa așa. Și, dragii mei, cam aceasta ar fi analiza pe Moderna, pe compania Moderna. Încă prețul ar mai trebui să coboare, dar haideți să folosim și un Fibonacci. Să vedem ce target am putea da. Avem deja aici la 99 de dolari. Am avea 1,38% din acest val A. Vom trasa o linie, să spunem, verde.
Da? Culoarea verde înseamnă profit. Vom pune culoarea verde aici. Acesta ar fi un prim target și haideți să-l așteptăm să vedem dacă se va opri aici. Dacă va coborâ puțin, următorul va fi aici. Dar, deocamdată, cel mai important este să intuitiv, vedeți, l-am pus și eu intuitiv aici, valul 5. Coborâm puțin valul C. Și cumva din această zonă mă aștept ca prețul să crească foarte, foarte mult. Evident, cu condiția ca să nu apară ceva neprevăzut din punct de vedere economic sau acel conflict Rusia-Ucraina și NATO, pentru că se vor băga și NATO ușor, ușor. Dar dacă totul va fi ok, ne așteptăm la acest scenariu, probabil săptămâna viitoare sau la sfârșitul acestei săptămâni, ca prețul să crească. Și vă sfătuiesc să pregătiți acest long, să fiți pe fază și să intrați conform strategiei pe care o aveți din punct de vedere tehnic, pentru că ceea ce fac eu acum este o metodă de analiză și nu o strategie de trading. Nu vă arăt cum anume se intră, pentru că a trebuit să aștept complet și să vă după semnalul meu să vă pun să intrați în piață, dar ceea ce acest canal urmărește să vă arate potențiala evoluție cât cea mai plauzibilă a acestei acțiuni și să din când în când vă sfătuiesc să verificați acest video, fie peste azi este marți, să vedem fiind marți astăzi. Puteți să vă uitați la acest video din noi joi sau vineri să vedeți dacă a ajuns undeva prețul în jur de 102-100 de dolari. Da, se va așteptați ca acest mini trend să se finalizeze și să apară această posibilitate de long. Dacă vedeți o bară mare long în această zonă, șansele ca trendul long să înceapă. Aceasta este teoria. Sper că voi cunoașteți cât de cât teoria, analiza tehnică, că altfel nu prea aveți ce căuta pe bursă, fie pe bursa românească, fie pe bursa americană, fie pe cripto. Foarte mulți pierd bani pentru că nu cunosc. Observ și eu că sunt destui pe YouTube, pe Facebook, care fac reclamă destul de agresivă și nu arată nimic din ceea ce ei spun că fac, doar nu vreau să critic, dar mai mult gura e de ei și prețurile mari la cursuri sau la semnalele lor. Mă rog, dar voi trebuie să învățați analiza tehnică și să nu depindeți de nimeni, să nu pierdeți bani pe mâna altora. Prin acest canal eu vă arăt direcția acțiunilor, dar voi hotărâți exact când și unde anume să intrați în piață și evident că săptămâna viitoare voi face o updatare, o reactualizare la acest grafic să vedem ce s-a întâmplat din acest moment de când filmez acum și până atunci să vedem dacă predicția mea a fost corectă, fie prețul se va lungi, această mișcare laterală se va extinde sau prețul va începe să coboare, cum este această ultimă bară care a închis bursa ieri, adică luni. Vom vedea săptămâna viitoare. Dragii mei, vă doresc o zi minunată și spor la bani și să ne revedem cu bine la următorul meu video și evident vă îndemn să vă abonați apăsând acel buton roșu, să dați un like la acest video dacă v-a plăcut și să apăsați pe acel clopoțel pentru a fi notificat, pentru a primi
înștiințări ori de câte ori eu postez un nou video. Numai bine!